Absolvenții care se înregistrează în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu ca persoane în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de servicii gratuite de mediere a muncii, informare și consiliere profesională, servicii gratuite de formare profesională sau de asistență și consultanță pentru începerea unei afaceri proprii. Totodată, absolvenții care reușesc să se angajeze primesc și stimulente financiare, primă de încadrare ca absolvent 500 de lei, primă de încadrare dacă se angajează la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, primă de instalare dacă se încadrează într-o localitate alta decât cea de domiciliu și urmarea acestui fapt își schimbă domiciliul stabil. De asemenea, potrivit legii numărul 76 din 2002, se acordă subvenții angajatorilor care încadrează în muncă absolvenții în interval de 12 luni de la absolvire, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de indemnizație de șomaj. Aceste subvenții se acordă diferențiat în funcție de nivelul de studii. 500 de lei pe lună pentru absolvenții învățământului profesional, 600 de lei pe lună pentru absolvenții de liceu cu sau fără bacalaureat sau absolvenților de studii superioare fără examen de licență, 750 de lei pe lună pentru absolvenții de studii superioare cu examen de licență. Subvenția se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenției, iar angajatorul este obligat să mențină raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. Reamintim că absolvenții promoției 2016 se pot înregistra în evidențele ANOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. Depășirea acestui termen atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizație de șomaj. Reamintim că absolvenții promoției 2016 se pot înregistra în evidențele AJOFM Giurgiu ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. Depășirea acestui termen atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizație de șomaj. Pentru absolvenții de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului și nu de la data susținerii examenului de bacalaureat.